seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Fostul președinte Igor Dodon a oferit în ultima perioadă o serie de interviuri presei interne, dar și presei rusești, în care a ales să folosească o serie de discursuri nu numai populiste, dar și o serie de narațiuni pe care le regăsim foarte des în presa rusă. Discutăm despre toate acestea, dar nu numai, cu invitații noștri din această seară, domnul Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în SUA și cadru universitar. Bună seara și bine ați revenit la noi! Domnul Nicolae Negru, editorialist al Ziarului Național și comentator politic. Bună seara și bine ați revenit și dumneavoastră, domnule Negru. Bună seara. Iar prin Skype îl avem alături de noi pe colegul nostru, Constantin Uzdriș, redactor șef al portalului TVR Moldova. Bună seara, Constantin. Bună seara. Iar prin Skype puțin mai târziu o să-l avem și pe domnul Petru Iarmaliuc, procurorul de caz în dosarele domnului Dodon. Dar până să trecem la discuție, domnilor, vă propun să vedem un material video realizat de colegii noștri, după care revenim în studio. Deși se află în arest la domiciliu, Igor Dodon a reușit să acorde două interviuri pentru presă. Ultimul a fost pentru o televiziune publică din Rusia. Magistrații au interzis fostului președinte să comunice cu persoane implicate în urmărirea penală și să le primească în locuința sa. La fel, i s-a interzis să facă acțiuni care ar împiedica aflarea adevărului în procesul penal. Judecătorii nu au precizat însă dacă Dodon poate să acorde interviuri. Procurorul de caz Petru Iarmaliuc consideră că arestul la domiciliu reprezintă în esență aceeași măsură restrictivă precum arestul preventiv, astfel că învinuitul trebuie să fie izolat de societate pentru a nu comunica mesaje ascunse celor implicați în anchetă. Noi nu știm câte persoane au intrat în domiciliu. Dacă aceste persoane, dar poate au împreună cu cameramanii sau cu echipa de jurnaliști, au intrat și persoane care sunt vizate în ancheta penală. Nu am fost notificați nici organul de urmări penală că urmează a fi efectuate interviuri, mai ales cu persoane din în afara țării. În afara țării în care unul din complicii săi, orice persoană care e vizată în anchetă penală, a fi în arest la domiciliu, dă un interviu și comunic că martorul care se audiază sunt constrânși, cauza penală nu are nicio șansă, toți vor fi pe urmă pedepsiți, fiind diseminat acest mesaj la scară largă, vor mai fi dispuși să dea declarații. În interviul oferit presei ruse, fostul președinte al Republicii Moldova a venit cu mai multe informații false, unele care incită la ură și dezbinare. Ввела изменения и исключила русский язык из обязательного обучения в школьной программе. Я считаю, это ошибка. И начали закрывать русскоязычные школы, начали закрывать русскоязычные группы в университетах. Majoritatea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română continuă să studieze limba rusă ca disciplină obligatorie. Autoritățile administrației publice locale nu au informat Ministerul Educației și Cercetării despre reorganizarea sau lichidarea unor instituții de învățământ cu predare în limba rusă. Instituțiile de învățământ superior pot planifica pentru concursul de admitere grupe și cu altă limbă de instruire decât cea română, de exemplu rusă. Guvernul Republicii Moldova alocă în medie 400 de locuri finanțate din bugetul de stat pentru candidații absolvenți din raioanele de est, majoritatea fiind vorbitori de limbă rusă. Șirul declarațiilor false a continuat. Не ремонтируются дороги, не помогают сельскому хозяйству и так далее. И на фоне этого вложить 40 миллионов евро в покупку оружия, понятно, что западное оружие в Молдове будет предназначено, чтобы оно стреляло не по западу, а стреляло на восток. Это понятно, против кого. De fapt, cele 40 de milioane de euro despre care vorbește Igor Dodon nu sunt din bugetul de stat, ci sunt oferite de Uniunea Europeană pentru apărare cibernetică, echipamente neletale, provizii și instruiri. Dodon nu a ratat ocazia de a lovi din nou România. Я не думаю, что все это случайно. Я думаю, что это дальновидные планы со стороны некоторых сил и в Молдове, и в Румынии по поглощению Молдовы. Это очень-очень опасно. Это приведет к гражданской войне. Это приведет к тому, что Молдова исчезнет как государство. Как фачем мунире? В тем, ле дам... И аста пе чететени требуе са интребац. Унирea este un lucru pe care îl pot decide cetățenii. Noi suntem o țară democratică și asemenea decizii le iau doar cetățenii. Fostul șef al statului a dezinformat foarte mult prin aceste mesaje pe care le-a transmis. Sunt convins că ar trebui să fie impuse anumite sancțiuni, cel puțin în ce privește persoanele cu funcții publice.
Igor Dodon nu este un cetățean de rând. Este o persoană care a deținut cea mai înaltă demnitate în statul Republica Moldova. Nu se cunoaște cum a ajuns jurnalista din Rusia Olga Armeacova în Republica Moldova. Aceasta l-a intervievat recent și pe așa numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Jurnalista Olga Armeacova de la postul de televiziune Rasia 24 nu dispune de acreditare emisă de MAIE. Igor Dodon a fost reținut în 24 mai fiind cercetat penal într-un dosar pentru 5 capete de acuzare, printre care trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Mâine Dodon va ajunge din nou în fața magistraților pentru a fi examinată măsura preventivă de arest. Da. Domnule Munteanu, cum privim aceste mesaje pe care Igor Dodon le dă din arest, de la domiciliu? Vorbim aici de mesaje care sunt transmise fie pe pagina lui de Facebook, de site-ul propriu. Vreau să vă întreb cum le vedeți pe acestea ca o formă de presiune asupra celor care îl anchetează? În primul rând, ceea ce am putut vedea din materialul pe care l-ați prezentat este o formă de victimizare a lui Igor Dodon și de, dacă se folosim terminologia șahiștilor, că dânsul face parte din această comunitate, da, a iubitorilor de șah, este un fel de apărare spaniolă. De ce? Pentru că atacând își crește ponderea, își crește statutul și este o formă de a-și apăra interesele și libertatea în afara privațiunii. Acum, dacă ar fi să ne întrebăm de ce s-au produs aceste interviuri la domiciliul lui Igor Dodon, eu cred că vina este în primul rând a procurorilor. Pentru că dacă îi aplice această măsură restrictivă de arest, da, la domiciliu, trebuie să te asiguri că cetățeanul care este sub aceste sancțiuni nu are telefon mobil, nu are posibilitatea de a primi pe nimeni la domiciliu până investigația penală nu are loc și până nu îi se aplică o anumită, eu știu, o decizie a instanței. Da. În condițiile în care el are atâta libertate și are acces și la presă și are acces și la rețelele care îl sfătuiesc sau care îi difuzează ecou, toate pretențiile trebuie să meargă la procuror. Pentru că în felul ăsta percepția cetățeanului este că impunitatea de care s-a bucurat președintele Igor Dodon pe durata mandatului, da, continuă și după pierderea poziției sale. Iar în acest moment, în condițiile unei anumite instabilități în societate, valul de nemulțumiri este galvanizat, se apropie de, cum să zic așa, de cristalizare sau de simbolistica pe care la care face referință Igor Dodon. Să nu uităm că suntem în condiții de război regional și toate aceste lucruri creează un fundal foarte amenințător pentru instituțiile statului. În aceste condiții, procurorii care gestionează acest caz trebuie să fie cu atât mai mult atenți la circumstanțele în care are loc aplicarea măsurilor restrictive și la accelerarea cazului. Acuzațiile care îi se aduc cetățeanului Igor Dodon sunt foarte grave. Absolut. Deci, dacă ne uităm la articolul 16 din Codul Penal, vedem că acuzațiile, cele patru capete de acuzații, fac parte din cele mai grave infracțiuni la care cetățenii toți ar trebui să răspundă egali în fața legii. Din acest punct de vedere, nu înțeleg motivele pentru care există atâta neglijență la aplicarea restricțiilor față de Igor Dodon și nu înțeleg de ce lucrurile trenează de atâta timp. Cu cât lucrurile se vor împinge spre lipsa de acțiuni propriu-zisă și lipsa unei decizii de instanță, cu atâta cetățenii își vor pune întrebări la ce servește acest îndelungat proces și la ce servește o decizie nereformată care nu face decât a aduce servicii pozitive pentru Igor Dodon. Da. Domnule Negru, privind un pic retrospectiv, ne aducem aminte că ai noștri colegi de la Rise Moldova au publicat cu vreo 3 ani în urmă, cred, o anchetă foarte interesantă în care vedeam acolo o legătură foarte directă între fostul președinte Igor Dodon și Kremlin. Era vorba de arhiva Cernov, dacă vă aduceți aminte, da, și acel departament moldovenesc din cadrul Kremlinului care se ocupa de Republica Moldova. Vreau să vă întreb cum ați caracterizat dumneavoastră comportamentul de atunci al lui Igor Dodon într-o relație cu o țară străină? Desigur, noi putem să caracterizăm acest comportament
din mai multe puncte de vedere, dar ceea ce miră e că autoritățile nu caracterizează în niciun fel acest comportament. Un președinte de stat are relații cu serviciile speciale a unui alt stat, se vede, sunt acolo dovezi că președintele își coordonează anumite acțiuni. Să spunem telespectatorilor, era vorba de un colonel SVR, Maslov îl chema, ca să le aducem aminte. Erau acolo și colonei și generali, nu asta e... Problema e că președintele Republicii Moldova își coordona discursul, de exemplu, la München. La München, la conferința de securitate. Cu reprezentanții serviciilor unui stat străin. Și reprezentanții serviciilor noastre sau instituțiilor noastre care trebuie să, cum să zic, să asigure securitatea statului Republica Moldova, nu s-a autosesizat nimeni nu a reacționat, presa a scris, s-a mai comentat acolo și cu asta s-a terminat. Mai mult decât atât, era implicat în aceste relații dubioase, era implicată și guvernatoarea de la Comrat. Da, care la fel își coordona discursurile. La fel își coordona discursurile. Erau redactate discursurile ei la Moscova. Împreună cu Rusia în campanie electorală, era chiar împreună cu Rusia la modul direct, absolut. Nu la figurat, chiar la erau la sediul de campanie, da. Domnului Dodon. Și nimeni iarăși nu reacționează în acest sens. Dar probabil asta, unul dintre capetele de acuzare, cel care se referă la trădare de patrie, cred că are în vedere și acestea. Posibil, noi nu știm exact, dar da. Vedeți, Dodon se agită acum, am putea înțelege, e într-o situație dificilă, e disperat probabil, se observă și după exteriorul lui într-un fel că nu e ca altă dată. Poftim? Nu e în apele sale. Da, nu e în apele sale. Era înainte umflat în pene, tot timpul amenințat pe cineva. E adevărat că amenință și acum, numai că parcă tonalitatea... Parcă nu mai era aceeași amploare. Da, tonalitatea e alta. Dar impresia e această venire a unui jurnalist din Rusia. Deci, cum a venit? De ce a venit? De ce Dodon reia mesajele pe care le auzim de la Lavrov, de la Kremlin, și el la Kremlin, de la alți reprezentanți ai Rusiei, cei care încearcă să destabilizeze situația din afară, într-un fel încearcă să îi ridice pe cetățenii Republicii Moldova la răscoală, într-un fel, Dodon repetă aceste mesaje, ba chiar și le, într-un fel, Parcă primește un punctaj, nu, domnul Munteanu? Cred că așa se numește în diplomație, acea foaie cu ce trebuie să spui în anumite momente, pe anumite teme. Să știți că Igor Dodon amplifică niște tendințe sau niște, eu știu, curente în societate, le amplifică și dacă ar fi doar opiniile lui individuale, n-ar fi nicio problemă. Lumea le-ar auzi și și-ar căta de treabă. Dar Igor Dodon, pe perioada mandatului său, a fost ajutat inclusiv de curatorii lui de la Moscova și a creat niște structuri destul de bine organizate care nu se văd la suprafață. De exemplu, există un, așa zis, consiliu sau consiliu de ofițeri în rezervă și sau retrași ai structurilor de forță. Da. Există niște mișcări cum ar fi Uniunea Populară, există un cartier general anticriză, există o mișcare care se numește Salvăm Moldova. Dacă te uiți pe site-urile lor, pentru că ele sunt organizații înregistrate, acolo sunt mii de oameni. Sunt mii de oameni care sunt persoane detașate sau unele dintre ele încă active în anumite structuri de forță.
cu reprezentanță în toate raioanele Republicii Moldova. Și exact aceste structuri matrici de persoane care sunt pro-Kremlin, care sunt pentru războiul de agresiune al Rusiei, ar putea să fie forța de șoc la care face apel în acest moment Igor Dodon. Da. Și cu cât mai mult se întinde acest proces și nu mergem spre o sentință dată pe unul din capitolele de acuzații, cu atâta există această invocare la revoltă și nemulțumire generalizată. Da. Toată lumea care privesc acest spectacol se întreabă, noi vrem o decizie să fie luată pe cel puțin nu în cap de acuzații, dar el trebuie să fie dus până capăt. Altfel se repete scenariul cu Șor, altfel se repete scenariul altor personaje legate de clanul Plahotniuc, care a fost director al ISIS-ului și au rămas fără niciun fel de acuzații după ce au facilitat evacuarea sau trimiterea învățătorilor turci în Turcia la chemarea lui Erdogan și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care au fost extrem de grave și au afectat drepturile omului în Republica Moldova și în acest caz căutăm și ar trebui să ne așteptăm la o decizie rapidă. Da. Constantin, dacă ne auzi, aș vrea să te întreb și pe tine cum ai pentru că știu că tu ai urmărit tot interviul dat de Igor Dodon în presa rusă, ce falsuri a promovat Igor Dodon în cadrul acestui interviu? Bine, primul fals care mi-a sărit mie cel puțin în ochi și în ureche a fost acel cu avioanele militare americane care aduc armament sau care aterizează și au acele bănuieli rezonabile că ar fi vorba despre armament care ar fi adus în Republica Moldova. Ori de ce acest lucru devine un fals? Pentru că armament de orice tip n-ar fi el, nu este o tabachieră pe care poți să o ascunzi undeva în sacou, da? Acest armament, de ce să-l aduci în țară dacă nu îți instruiește armata, dacă nu pui oamenii să lucreze cu el? Ori Igor Dodon face referire că primul avion ar fi aterizat prin toamna anului trecut. Până acum, niciun om din Armata Națională nu a ieșit nicio informație din Armata Națională, precum că am avea un alt armament din dotare. Un alt fals este că a spus că România nu vrea să lupte, uitați-vă în părți, peste tot în Europa nimeni nu vrea să lupte, ori România, președintele Iohannis, chiar săptămâna trecută, a semnat deja acel proiect de lege care permite cumpărarea de avioane de luptă F-16. Polonia devine cel mai puternic stat din punct de vedere al cumpărării de tancuri Abrams, tancuri americane și așa mai departe. Deci ăsta este, sunt doar câteva dintre falsurile pe care îl încearcă să le promoveze în acest interviu, care, din punctul meu de vedere, nu se referă atât la publicul intern din Republica Moldova, cât în special la publicul de la Moscova și la publicul de la Kremlin, care înțeleg eu că încearcă el să facă acum, să-și crească un drum nou, după ce cel care l-a pus, așa cum spunea Igor Dodon, să meargă la negocieri în renumitul filmuleț cu sacoșa, Dmitri Cozac se pare că a fost înlăturat de la butoanele de administrare a treburilor în spațiul CSI. Falsuri sunt mai multe, inclusiv cu acele școli cu predare în limba rusă, cu limba română, cu război civil, cu unirea, deci absorpția de către România a Republicii Moldova. De fapt, acesta nu putem să-l numim un interviu, ci un întreg fake news cap coadă. Da. Nu știu dacă este alături de noi domnul Iarmaliuc, dacă încă nu este, îmi spun colegii din regie, așa că o să vă întreb pe dumneavoastră în continuare, domnule Munteanu. Așadar, am văzut o serie de falsuri pe care le-a promovat Igor Dodon numai în ultimul său interviu, l-a enumerat și colegul meu Constantin. Știm că se vorbește mereu despre această coloană a cincea a Rusiei în Republica Moldova, formată din politicieni, influenceri, jurnaliști, etc. Prin discursurile sale l-am putea încadra și pe Igor Dodon în această categorie, această coloană a cincea? Sigur, este politician pro-Kremlin, declarat, niciodată nu a ascuns. Dânsul este un adversar convins al Occidentului și a României și a intereselor naționale. Este bun vândut.
Ceea ce putem să menționăm însă că ceea ce a spus la ultimul interviu de fapt a fost o mâncare reîncălzită a unor grupuri de influență pro-rusești din Republica Moldova. Igor Dodon este doar unul, dar menționam că sunt anumite grupuri și comisii. Cu mii de membri. Unul dintre ei este domnul Mahu, așa îi spune, care recent, cu vreo lună în urmă, a dat o declarație în care emana amenințarea și pericolul care vine din partea unei închisiri a Republicii Moldova de către România, în care îi punea pe umerii clasei pro-occidentale toate răutățile de pe lume și care într-un fel sonorizează de fapt mesajul clasic a PSRM-ului și a PCRM-ului. Sunt anumite grupuri care au primit probabil și finanțare din partea Federației Ruse, iar la la baza acestor relații foarte strălucite cu Kremlinul stau finanțările ilicite din offshore-uri, stau neraportarea la timp a finanțărilor pentru grupurile lor politice și evident putem să spunem că elementul, acest proces intentat lui Igor Dodon este doar un element în demantelarea, adică deconstrucția acestui imperiu care era atât de subordonat Federația Rusă. Să nu uităm că totuși Republica Moldova este alături de o țară care se luptă pentru supraviețuire. Este vorba de Ucraina. Și în aceste condiții, în acest moment, președintele Zelenski a luat o decizie foarte gravă, foarte grea. L-a înlocuit pe președintele SBU, la serviciilor speciale. Da. Iar prietenul lui din copilărie. Prietenul din copilărie, un avocat, o persoană din Crivoi Rog, de unde este și președintele. Și dânsul a fost obligat să facă acest lucru, pentru că anumite învinuiri de, de utilizarea resurselor acestei instituții au favorizat înaintarea terestră a armatei rusești. Unii dintre cei care au fost numiți de către Bakanov, inclusiv în zona Hersonului, au lăsat fără niciun fel de rezistență orașul pe mânele rușilor. Da. Deci, de exemplu, este un personaj, Krivoruchko, dânsul a fost directorul SBU-ului. Da. A ordonat să plece toți cei care făceau parte din structurile de apărare a orașului, înainte de ofensiva propriu-zisă. Rușii deci au lăsat orașul liber. Da. Nici n-au explodat podul pe care după asta au traversat și au ocupat orașul. Fel de ereditare a momentului 2014. Exact. Și din 2014-2015 au fost foarte multe acțiuni de sabotaj care au facilitat și au ajutat armata rusă să ocupe estul Ucrainei. Un personaj de asemenea foarte nociv a pus la dispoziția trupelor rusești în zona Berdianskului toate hărțele de minare a drumurilor și evident de asemenea au ajutat oamenii din SBU. Iar acum președintele Zelenski a ordonat o reformă, deci a scos din funcție 35 de oficiali ai acestui serviciu și a început o reformă în timp de război foarte grea, foarte complicată a acestor servicii. Mă întreb în ce măsură actuala guvernare face același lucru cu serviciile noastre, pentru că eu văd o legătură organică a acestor procese. Până nu sunt curățate structurile. Dar avem un nou șef la SIS, să spunem așa, nu e domnul probabil dinainte din garda veche, ca să spun probabil așa. Probabil că preferă să nu anunțe nimic din ce a făcut, sau poate n-a făcut nimic. Dar eu sunt foarte îngrijorat de faptul că anumite structuri pe care le-a utilizat Igor Dodon în perioada mandatului său sunt activizate în continuare și pe măsură ce elementele sau evenimentele militare ne amenință în vecinătate imediată, s-ar putea ca aceste sinergii dintre aceste structuri în serviciile speciale să convergă cu frământările din structurile royale lui Igor Dodon. Uitați-vă, doar în Crimeea, circa 1500 de oameni angajați în serviciile speciale a SBU-ului s-au predat cu arme și muniții în 2014-2015, atunci când a fost anexată peninsula. Asemenea acțiuni s-ar putea întâmpla și în alte regiuni dacă
elementele astea de pivotale ale structurilor loiale Kremlinului nu sunt puse, scoase din funcție și nu răspund pentru faptele pe care le-au comis. Da. Domnule Negru, odată cu aplicarea acestor restricții prin legea securității informaționale, simțiți oare cumva o limitare a propagandei ruse în Republica Moldova? Am văzut că Rusia a acuzat-o pe șefa statului Maia Sandu după promulgarea acestei legi că ar fi vorba de rusofobie. V-aș întreba la modul general, dacă nu ești de acord cu propaganda rusă, asta te face automat rusofob? Bine, e o întrebare retorică. Moscova îi învinuiește sau îi acuză de rusofobie pe toți cei care se opun acțiunilor ei în Ucraina. Dacă aplici sancțiuni, este rusofob. Dacă livrezi armament, îi ajuți pe ucraineni, este rusofob și așa mai departe. Adică nu e ceva nou în cazul de față. Dar cât privește pătrunderea propagandei ruse în Republica Moldova, aceasta are diferite căi de pătrundere. E bine ceea ce s-a făcut, de fapt lucrul ăsta a fost făcut încă în timpul guvernării lui Plahotniuc, pe urmă anulat, fost aplicat așa. Pe urmă anulat de către Dodon și exact. Împreună cu PAS și acum s-a revenit la acea decizie. Dar sunt diferite căi, Partidul Socialiștilor sau mai bine zis Dodon dispune de un imperiu mediatic. Un imperiu mediatic și nu numai el șor, același lucru, am impresia că imperiul lui Șor și a lui Dodon este mult mai mare decât ceea ce numim noi presa liberă, independentă sau presa publică, adică cea finanțată din bani publici și internetul mai este. Noi suntem un stat democratic, nu introducem constrângeri. Nu filtrăm ceea ce vine pe această rețea, deși unii fac, poate țintind, să zicem așa, direct în acele, să zicem, ofensive sau în acele instrumente de propagandă, de dezinformare care pătrund în spațiul nostru informațional. E pericolul, e dublu într-adevăr acum, că e un război alături în Ucraina și de acest război depinde soarta Republicii Moldova, trebuie să spunem, nu e pur și simplu un război că luptă Ucraina, nu. Este e un război de care depinde destinul, suveranitatea, independența, integritatea teritorială a Republicii Moldova. Pe urmă, în consecința acestui război, avem această inflație, avem creșterea prețurilor și, desigur, cu o anumită nemulțumire a cetățenilor. Și iată, această nemulțumire firească, normală, să spunem așa, poate fi exploatată, poate fi folosită în scopuri împotriva Republicii Moldova, în scopul de diversioniste, să spunem așa. Și dacă încă SISU sau alte structuri ale statului nu își fac datoria, desigur că atunci pericolul se mărește de multe ori, se amplifică. Sunt câteva probleme la care trebuie să tragem atenția, deci corupția, excesul de putere și infiltrarea de persoane loiale Kremlinului în structurile de forță. Și despre aceste lucruri, evident că știm anumite date, anumite informații despre felul în care aceste structuri sunt extrem de active în dialogurile lor cu structurile pro-Kremlin, partidele politice pro-Kremlin din Republica Moldova și fără îndoială răul pe care îl fac este foarte mare. Persoanele, oamenii, cetățenii simple își pierd încrederea în instituții atunci când, de exemplu, anumiți ofițeri din aceste structuri
și depășesc atribuțiile și favorizează sau facilitează anumite companii private în raport cu statul atunci când vorbesc de numele lor, și asta se întâmplă destul de des, sigur că lumea își pune întrebări în ce măsură aceste instituții au fost reformate sau au pierdut timpul, în ce măsură aceste instituții în continuare trimit rapoartele lor pe masa lui Igor Dodon și a celor care îl sprijină. Este nevoie, fără îndoială, de a accelera reformele pe aceste instituții. Și de o lustrație, mai bine spus. Exact. Multă lume a utilizat cuvântul lustrație, înțelegând că lustrația ar însemna scoaterea din sistem a tuturor persoanelor care au fost în timpul SS-ului. Nu, sunt anumite instituții care au afectat sau au pornit niște procese corozive. De exemplu, sunt în continuare oficiali în statul Republica Moldova care au trecut prin școala KGB. În funcții. Atâta vreme cât aceste persoane, chiar dacă sunt îmbrăcate în mundire și în uniformele armate naționale, sunt pe poziții foarte importante, n-ai cum să ai încredere în asemenea instituții. Și indiferent dacă sunt în PAS sau dacă sunt în alte partide, aceste personaje semnifică influența activă a Kremlinului asupra structurilor de forță din Republica Moldova. Ori nu putem vorbi de lustrații sau de purificare acestor structuri cu asemenea personaje în fruntea lor. Și de asta am impresia că și Igor Dodon nu își face foarte multe probleme. Chiar dacă este un pic nervos, dânsul probabil crede că poate gestiona asemenea procese și poate să evite pedapsa care se, pe care mulți o așteaptă. Da. Constantin, deoarece ești un om de presă cu experiență, te-aș întreba și pe tine cât de puternică este astăzi propaganda rusă în Republica Moldova și dacă vezi o reziliență mai mare a Republicii Moldova în ceea ce privește propaganda rusă și mesajele ei. Bine, propaganda rusă este destul de influentă în Republica Moldova, având în vedere că noi n-am reușit, de fapt nu ne-am bătut niciodată cu propaganda rusă și cu propaganda în general aici în Republica Moldova. La nivel național vorbesc, nu vorbesc de ONG-uri, de instituții de presă care încearcă individual cumva, sau asociații de presă care încearcă să combată propaganda rusă. De fapt, în 30 de ani noi nu am încercat nici măcar să diversificăm sursele media, în 30 de ani noi nu am încercat să educăm populația noastră ceea ce înseamnă consumul de presă și cum se consumă această presă și cum să te informezi din mai multe surse. De aceea, din păcate, trebuie să constatăm și asta arată și sondajele, asta arată și toate studiile care se fac, că în continuare presa rusă are impact în Republica Moldova. Da, în ultimii ani, totuși, s-a reușit să facem un oarecare pas în ceea ce ține și posturile naționale de televiziune. Am văzut mai multe amenzi, mai ales de la declanșarea acestui război din Ucraina, declanșat de către Rusia, că acest Consiliu al Audiovizualului a început să împartă amenzi, să dea avertizări. Dar lucrurile încă este foarte, foarte mult de muncă și eu cred că aici trebuie să fie ca și cu democratizarea, deci trebuie să încep sau ca și cu protecția spațiului tău personal. Trebuie să încep, fiecare trebuie să înceapă de la el și după aceea să meargă, să-i educe și pe cei din jurul lor. Deci educația este un lucru, eu aș spune, în capul mesei în acest caz. Ca în consecință să avem și o clasă politică care nu ne poate manipula, pentru că propaganda rusă suprapusă cu propagandiștii noștri interni plus politicienii care vor să ne vândă doar anumite iluzii, reușim că odată la 4 ani ne punem mâinile în cap sau odată la 2 ani toată lumea zice, Doamne, ce am mai votat și de data aceasta. Da. Domnule Munteanu, pe Igor Dodon, dacă ar fi să ne uităm la ce capete de acuzare are, 5 deja, erau 4 înainte, plus dosarul Energocom mai nou, l-așteaptă cel puțin, conform legii, vreo 20 de ani de închisoare. Vreau să mă întreb pe dumneavoastră dacă îl vedeți un om disperat sau de ce instigă la aceste revolte? Tot ne amenință că la toamnă va fi o mare revoltă aici, cel puțin la Chișinău. S-a spus aici că principalul lui aliat în acest moment este Kremlinul și interesele pe care le gestionează, le administrează prin rețelele loiale la Chișinău. Iar rețele înseamnă oameni organizați, oameni care sunt plătiți, sunt structuri
obsedate de ideea nostalgică a reîncarnării Imperiului și alte elemente, eu știu, simbolice și materializate. Credeți că la rândul... Acum, ca persoană fizică, eu probabil că putem înțelege că această nervozitate se datorează unei decizii implacabile a justiției, care ar trebui să aibă loc în condiții normale. Pe de altă parte, însă, după cum am menționat și anterior, există această convingere intimă a lui că va trece și de data asta. Că și înainte au fost anumite suspiciuni, dar n-a mers. Și nu aș vrea să facem nicio fel de speculație asupra decizii pe care instanța judecată trebuie să o dea și cred că nu este rolul nostru în acest moment să facem, justiție la televizor. Dar este clar că în Republica Moldova trebuie să se taie odată, cheagul. Trebuie să înceapă niște procese la nivelul cel mai înalt, pentru ca lumea să vadă că justiția funcționează. Doar cu ocazia acestui scandal din Kiev, că aș vrea să revin un pic la SBU. Lumea pentru prima dată a înțeles că SBU are 30.000 de angajați. Asta înseamnă de 7 ori mai mult decât M15. Toate serviciile britanice sunt de 7 ori mai mici, mai puține la număr decât serviciile ucrainești. Sunt stat foarte militarizat. Exact. Sunt aproape de aceeași mărime ca FBI-ul. Și de ce? Pentru eu cred că un lucru extrem de important în continuare pentru Republica Moldova înseamnă transparența. Există o legislație de sunshine. Nu există niciun fel de decizii adoptate de autorități dacă nu sunt consultate cu populația. Și acest lucru trebuie să vizeze inclusiv bugetele pentru aceste instituții de forță, partidele politice care trebuie să fie sub o supraveghere strictă și aplicarea reglementărilor Comisiei Electorale Centrale și a altor autorități care au un rol important în procesul de supraveghere a utilizării banilor. Și ce aș fi vrut să vă întreb, dacă ați făcut referire la acele asociații care sunt formate din foști ofițeri sau cei care încă activează în structurile de forță, credeți că ar putea fi poate și niște semnale de pregătire pentru ei? Sigur, există o mobilizare tot mai vizibilă a acestor structuri puternic emotiv atașate la proiectul Rusiei de recucerire a spațiului european și aceste structuri au început într-un fel să-și revină, să fie activizate și să, să se pregătească de ceva. Când spune Igor Dodon de luna octombrie sau altă lună din toamnă, el are ceva în cap. Deci, în toate aceste lucruri, trebuie doar să puncteze și pe agenda procuraturii faptul că trebuie să ducă lucrul cât mai degrabă până la capăt și procesul, instanțele trebuie să ia decizii pe un caz de rezonanță publică. Tot așa cum, de exemplu, lumea în continuare așteaptă decizii pe dosarele de rezonanță aeroportul. Până la urmă, aeroportul a însemnat o sursă de finanțare a grupului Șor. Câtă vreme noi nu tăiem rădăcinile acestor surse de finanțare ilicită, atâta vreme o să vedem pe locul 3 partidul Șor crescând în sondaje și extinzându-se teritorial. Spunem că am avut alegeri pentru ca să avem un parlament curat. Noi nu l-avem acest parlament curat. În continuare sunt partide extrem de nocive în actualul Parlament al Republicii Moldova cu finanțări ilicite care nu fac altceva decât să corodeze, să erodeze liantul sau legătura de cetățean și statul care îl reprezintă. Da. Domnule Negru, va mai miza Rusia în continuare pe politicieni ca Igor Dodon sau poate își va schimba planurile spre alte forțe loiale aici la Chișinău? Există astăzi un potențial ca Rusia să poată destabiliza Republica Moldova prin forța străzii? Rusia cred că ar fi renunțat de mult la Dodon, fiindcă Dodon este compromis. Nu asigură în totalitate interesele Rusiei, o persoană compromisă. A pierdut alegerile, s-a amuzat că Dodon va câștiga. Două, dar acum a pierdut alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare. Sigur că asta e, din punctul de vedere al Moscovei, o catastrofă. Adică nu e omul potrivit. Nu e politicianul ideal. Nu e politicianul ideal, dar mai bun nu are. Un om atât de lipsit de principii, atât de minciunos, atât de, cum să zic eu,
ticălos într-un fel, el poate să spune minciuni la fiecare 5 minute, ați văzut, orice declarație a lui este o minciună. Și atât de lingușitor lipsit de demnitate, desigur că e greu să găsești un asemenea personaj. Dar nu cred că numai Dodon este cel pe care mizează Rusia și nu cred că Dodon e tocmai persoana care va pune totul în mișcare. Eu cred că sunt și alții care fac parte din această coloană, și alții care deocamdată nu-i vedem. Îi vedem pe bune că dormim, se manifestă și în spațiu public. Da, dormim, dar la un moment dat pot fi puși în acțiune. Noi încă nu-i vedem pe cei care se află în instituțiile, în structurile statului. Nu știm cine în SIS, de exemplu, în poliție cât avem, nu știm în Armata Națională cât avem. Lucrurile astea trebuie clarificate până la urmă. Dacă nu se face, se vorbea despre filtre în sistemul de justiție, procurori, judecători, e necesar și asta, fiindcă am văzut ce pot face judecătorii, toată spălătoria aceasta a banilor, a miliardelor, nu era posibilă fără judecători corupți, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar cei corupți sau cei care sunt infiltrați în Armata Națională, în structurile, în Serviciul de Informație și Securitate, în celelalte structuri ale statului, pot să facă nu mai puțin rău, dar poate chiar și mai mult rău. Așa că e puțin să zicem că filtrăm doar sistemul judecătoresc și sistemul procurorilor și a judecătorilor. Trebuie să filtrăm totul. L-avem alături de noi pe domnul procuror Petru Iarmaliuc. Bună seara, domnul Iarmaliuc. Bună seara. Domnul Iarmaliuc, v-aș întreba simplu, are voie Igor Dodon să ofere aceste interviuri și să se manifeste așa plenar în spațiul public, ținând cont că dânsul se află sub măsura aceasta a arestului la domiciliu? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. În contextul cauzei penale, vreau să menționez următoarele aspecte. Conform mandatului judiciar emis de către judecătorul Mazureț Roman la 26 mai 2022, învinuitului au fost stabilite anumite restricții și obligații. Sub aspect de restricții i s-au stabilit interzicerea de a ieși din locuință, interzicerea comunicării indirect sau prin intermediul telefonului cu persoanele care sunt implicate în cauza penală și primirea acestora în locuința sa, și a treia interdicție, interzicerea de a săvârși acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal. După procuratură, după părerea noastră, judecătorul de instrucție a omis indice în mandatul judiciar o interdicție suficient de importantă, și anume prevăzută la articolul 188 alineatul 3.2, ce se referă la limitarea convorbirilor telefonice, recepționării și expedierii trimiterilor poștale și, vă rog frumos, atenție, utilizării altor mijloace de comunicare. Că noi nu ne interesează comunicarea lui Dodon Igor referitor la, să spunem, aspectul meteorologic sau chestiuni ce vizează viața personală exclusivă sa, dar în context judiciar de a nu transmite mesaje altor persoane implicate în cauza penală, cum ar fi martori, experți, altor persoane vizate în calitate de complici care se schivează la organele penale și nu s-au teritoriul Republicii Moldova și sunt emise acte în vederea asigurării prezenței lor aici, pentru că două persoane vizate în calitate de complici nu se află în teritoriul Republicii Moldova, au părăsit țara după reținerea și pasarea acestuia în arest la domiciliu. Fapt ce facilitează ca el comită acțiuni în vederea obstrucționării anchetei în prezenta cauză penală. Reiterăm, pe noi nu ne deranjează că dumnealui vorbește cu presa și nu este corect ca noi să spunem că limităm dreptul la liberă exprimare. Însă există o proporționalitate de a nu comite aceste acțiuni orientate spre
crearea anumitor circumstanțe negative asupra bunului mers la urmării penale. Este foarte clar de revolte, de ieșit în stradă. Eu înțeleg comunicarea, dar aceasta, după părerea mea, își cred că multora excede această comunicare banală, simplă, cu oricine. Dânsul transmite mesaje, efectiv. Pentru aceste raționamente, astăzi, când a fost depus demersul la prelungirea măsurii preventive, noi am prezentat încă 5 probe suplimentare pe lângă probele prezentate la înaintarea demersului, când a fost înaintat în data de vinerie, în luna iulie, prin care am susținut necesitatea ca judecătorul să se expună în mod complet asupra articolului 188, adică să aplice legea așa cum este scrisă, în mod impersonal și în mod egal, fără a facilita una sau alții părți implicate în cauza penală. Ori legea este una pentru toți, indiferent de statut care îl deține persoana sau care l-a deținut anterior. Și pe de altă parte, cu regret, eu cred că cumva se exagerează în contextul în care se creează o situație de mare importanță sau exagerată a unor aspecte, pentru că atât persoana vizată în anchetă penală, învinuitul Dodon, ca și orice cetățean, are aceleași drepturi și obligații, are aceleași garanții privind dreptul la un proces echitabil și beneficiază de aceste garanții în mod egal, precum toți cetățenii care comit fapte prevăzute de legea penală și răspund pentru aceste fapte în modul prevăzut de lege și beneficiază de prezumția de nevinovăție până când un tribunal independent nu îl va recunoaște pe numitul vinovat de săvârșirea acestor fapte. Iar mai am o scurtă întrebare la dumneavoastră ultima. Vreau să vă întreb, dumneavoastră simțiți presiuni din partea lui Igor Dodon în ultima vreme pe acțiunile pe care le desfășurați? Știm, vă spun sincer, pe surse că chiar ați fost filat de către oamenii socialiștilor înainte să faceți aceste percheziții. Vă simțiți dumneavoastră presat de această grupare? Cu toată determinarea și hotărârea vă spun că eu sunt procuror, aplic legea fără nicio frică și teamă, pentru că mă aflu în exercițiu funcției și oricare procuror care se află în exercitarea atribuției trebuie să aplice în primul rând legea. În cazul în care se comit acțiuni care învizează viața mea personală, cât și aspectele profesionale, atunci eu pot să recurg la solicitarea ca să intervin în mod prevăzut de lege. Eu nu pot să vă confirm sau să vă infirm unele aspecte pentru că ele țin de cauza penală și respectiv țin să reiterez vehiculările respective nu mă fac nici într-un fel mai puțin hotărât sau încrezut că legea este mai presus de orice trăiri și emoții are unor sau altor persoane vizate în anchetele penale. Da. Domnule procuror, vă mulțumim din suflet pentru prezența la noi și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu drag, o seară bună. La revedere. Vedere. Domnule Munteanu, am văzut un procuror tânăr, determinat, care a spus clar că nu este frică de această deci presiune. Deci este vorba, până la urmă, de o misiune comisă de judecător de instrucție. Un judecător, din nou, de instrucție. Evident, i-a oferit un spațiu de manevră mult mai larg lui Igor Dodon decât ar fi meritat. Și acest lucru amplifică discursul și verba lui de a-și atrage simpatii și de a se victimiza. Eu cred că lucrul trebuie să fie corectat și dacă va fi o nouă înfățișare pe data de 20 iulie, adică mâine, chiar mâine, ar trebui ca acest lucru să fie corectat și procesul accelerat, grăbit. Pentru că dacă nu există această demantelare a sistemului bazat pe impunitate, va fi foarte complicat să rezolvi și alte cauze. Da. Domnule Negru, cum ați auzit dumneavoastră declarațiile procurorului Iarmaliuc? Sunteți de părere că ar putea gestiona un asemenea caz de rezonanță? Bine, nu pot să dau note acțiunii procurorilor, dar se vede că ceva nu e în regulă. Pe mine nu mă deranjează că domnul Dodon face declarații, că da, el le poate face și în, aici, în coridor, atunci când apare. Chiar le-a și făcut astăzi, de exemplu. Din mers le poate face. Da. Dar pătrunde la el în apartament sau în casa lui o persoană, nu știm dacă numai o singură persoană
care nu știm cum, având acreditare, a spus Ministerul de Externe că nu are persoana respectivă acreditarea unui jurnalist, da, așa cum prevede legea. Nu și-a declarat identitatea. Nu, da, și-a declarat identitatea. Asta s-a întâmplat la aeroport. Asta ar trebui. Ce se întâmplă? Cineva trimite în mod special pe cineva aici. Numai asta a fost funcția, menirea sau misiunea, să ia interviu sau poate să transmită ceva sau invers, poate să ia de la Dodon și să transmită. A luat interviu și la Krasnuselski, la Tiraspol. Da, și la Tiraspol. Și cum cel mai probabil a ajuns pe persoană fizică, ca să spun așa, n-a declarat ce este la vamă. Și înseamnă că două ori nu va mai putea intra în Republica Moldova. Cu siguranță, dar cred că are destui jurnalist Rusia 24. Constantin, te-aș întreba și pe Trin, cum ai auzit tu aceste declarații ale procurorului Iarmaliu, că crezi că Igor Dodon pune presiune pe acest procuror de caz? Păi, sigur că pune presiune, pentru că și în interviu, eu am citit și am ascultat acest interviu și pentru mine lucrurile s-au foarte clar. Igor Dodon spune că eu sunt gata să aștept o lună, două, trei, câteva luni, după care spune că cu siguranță va veni criza gazelor, criza energetică, vor crește prețurile. Cu siguranță pune în același pachet seceta plus această inflație crescândă și nemulțumirea populației. De fapt, aici se citește foarte clar că Igor Dodon are speranțe și probabil Moscova vrea să exploateze aceste nemulțumiri într-o perioadă relativ scurtă de timp, care ar putea parveni în toamnă, când vine și perioada rece anului, și Igor Dodon speră la o slăbire a guvernării și respectiv să scape și el cât mai ușor de aceste dosare. Cu siguranță Moscova ține la control situația internă din Republica Moldova, situația socială, și prin acest lucru el o menționează foarte clar. Eu sunt gata să aștept o lună, două, trei, câteva luni. Adică el își rezervă o perioadă foarte scurtă de timp în care speră să scape de toate aceste probleme. Domnule, o discuție foarte interesantă în seara asta. Am vorbit despre politicie, în propagandă și să vedem cum vor sta lucrurile la toamnă. Sperăm noi, fără incidente. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că v-ați uitat la noi și vă dau o întâlnire mâine seară la aceeași oră. Să aveți o seară bună!